Chinul din această vară este abia la început pentru localnicii din Cucuteni. Se anunță temperaturi foarte mari, iar apa, atât de necesară oamenilor de aici, lipsește. Cine are un puț în curte este fericit, cine nu, trebuie să parcurgă kilometri întregi zilnic pentru a se aproviziona cu apă de la singura cișmea, pentru care localnicii plătesc și un abonament de 10 lei. Dacă au căruță și pun apă în butoaie, oamenii vin la 2-3 zile pentru apă. Spun că mai strâng și apă de ploaie, dar este foarte greu vara, când e secetă. Păi ce să fac? Avem altceva de făcut. De câți ani nu aveți apă? Cred că de 20 ani. Lucrați zilnic apă așa? Și de 2-3 ori. Am un sos care e la pat, paralizat. Trebuie să-l speli zilnic. Nu-ți trebuie apă. Să faci mâncare, faci orice la găini. Apă, peste tot apă. A există lume care la 2 km, 3, care ia de aici. Singura cișmea este aici? Da. Și e vorba să închide și pas. Vă să închidă pentru că nu vrea tot să facă abonament și nu să strânge bani. Cât... Deci dumneavoastră plătiți abonament pentru cișmă? Da, sigur. Alea? Cam de câți ani de zile vă chinuiți așa cu căratul apă? De când mă știu. Da. Conducta aceea îngropată, am înțeles că ar fi o conductă băgată, dar nu s-a făcut nimic. Păi e conductă băgată, dar e băgată prin altă parte. Aici. Acolo nu avem puț, nu avem de nicăieri nicio sursă. Nu aveți sursă. Și vă chinuiesc cu gălețile în fiecare zi? Da, bineînțeles, că nu avem puț. Așa mă chinui. Și nu sunt mai tânără, uite, sunt leat cu femeia 77 de ani. Domnul, rețeanul vă face aici o rețea de apă? Să vă de unde? Dacă n-a adus de acolo? Cine? Cine a fost primar odată? A făcut banii ce le-a făcut? Ăsta cu ce să facă dacă ăia de la Târgoviște nu mi-a dat bani? Fostul primar a început o investiție în zonă, dar lucrările prost executate au fost istate. Ba chiar a făcut și o recepție, dar pentru ce oamenii nu au înțeles. Lucrurile au ieșit la iveală ulterior, când actualul primar a vrut să continue investiția. A descoperit erori grave, cheltuieli nejustificate, sume mari de bani risipite și lipsa unor documente esențiale. A încercat să remedieze situația, dar fără reușită, pentru că problemele erau foarte mari, iar firma care lucrase și care dorea continuarea contractului era deja în insolvență și crease prejudicii. Această investiție a demarat în anul 2009, în baza hotărârii de guvern 577/97, sursă de finanțare fiind această hotărâre de guvern. Lucrările au demarat deci în anul 2009, s-au derulat pe perioada anului 2009 până în anul 2012, cu firma câștigătoare a licitației, firma SC Constralesa din Târgoviște. În anul 2012 lucrările au fost, ca să le spun așa, oprite din cauza lipsei finanțării. În anul 2012, în luna mai, s-a încheiat de asemenea o situație de lucrări care a fost semnată de primarul de la acea dată și dirigintele de șantier și care n-a fost achitată din lipsa finanțării. Banii au venit în anul 2014, următoarea finanțare, în valoare de 400.000 de lei, deci 4 miliarde de lei vechi. Am procedat la achitarea acelor situații de lucrări care erau întocmite în mai 2012. Firma constructoare a și venit în foarte scurt timp cu o situație de lucrări exact pe suma de bani care ne rămăsese în cont. Am refuzat plata acestor bani pentru motivul că s-au încheiat situații de lucrări fără ca acestea să aibă corespondent pe teren. Adică s-au încheiat situații de lucrări în care se era trecută contravaloarea materialelor, materiale care nu erau puse în urmă. E de vină cine a făcut... Ca băgați conducte în pământ. Nu aici, în partea, în partea noastră. A luat primar. A mâncat bani, a lăsat neterminată treaba și acum a lăsat un mare bani. Că conducta a băgat cât s-a putut, adică cât a avut bani. Ca să le rămână probabil și lor. Nu știu, nu pot să spun eu că nu știu. Și s-a oprit și s-a schimbat conducerea. Când a început să facă asta ceva, nu e bani. O îngrăpată, o conductă. Așa și n-a dat rezultate, că a zis că nu e presiune pe conductă. Și a terminat. Totul cârca cărăm. Au fost fonduri alocate și fostul primar, Serghei, nu a alocat banii pentru instalația de apă. Nici banii veniți ulterior pentru continuarea proiectului nu au putut fi investiți și asta pentru că era nevoie de o expertiză clară. Lipseau date importante, iar lucrarea era făcută prost. Această firmă. Să precizez că încă din anul 2012, din luna mai, firma constructoare era în insolvență. Facturile emise de această firmă, în mod obligatoriu, trebuiau să aibă această inscripție. În urma expertizei tehnice extrajudiciare, au ieșit la iveală o serie de alte nereguli, respectiv.
faptul că n-a fost respectat în totalitate proiectul tehnic. Nu în sensul că nu există stratul de nisip sub conducta de apă, nici sub conductă, nici peste conductă. Nu există bandă avertizoare, nu există fir. Primarul actual susține că încearcă să caute soluții, însă erorile comise de firma din trecut au pus piedici în continuarea proiectului. Oamenii speră ca în viitor să se găsească o cale pentru ca ei să nu mai fie nevoiți să care apă zilnic kilometri întregi.